Aș dori ca în seara aceasta să medităm împreună la versetele 13 și 14 din primul capitol al Epistolei către Coloseni. Aș dori să le recitesc. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. În săptămâna care a trecut am meditat la aceste versete și m-am gândit să vorbim în seara aceasta despre două mari realități care apar în versetul 13. Puterea întunericului și împărăția lui Dumnezeu. Despre puterea întunericului putem vedea în jurul nostru, în fiecare om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, puterea aceasta manifestată a celui rău, puterea întunericului. Și trăim într-o lume în care atâția oameni conduși de cel rău, în lucrurile lor și în faptele lor rele, ne cinstesc pe Dumnezeu prin tot ceea ce fac. Vedem cum familiile sunt destrămate, cum copiii rămân orfani din pricina păcatului. Vedem cum în fiecare om este sămânța aceasta a păcatului. Auzim despre războaie și vedem la fiecare pas consecințele distrugătoare pe care le are păcatul în viața omului. Trăim într-o lume în care vedem așa de bine cum cel rău își bate joc de atâția oameni și îi trăște în păcate, în pofte, în patim, sunt robiți de tot felul de lucruri rele și prin viața lor, prin tot ceea ce fac, îl necinstesc pe Dumnezeu. Sunt departe de fața lui Dumnezeu, trăiesc departe de planul pentru care Dumnezeu i-a creat. Și în Efeseni, dacă deschidem la capitolul 6, la versetul 12, este un verset care spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și aș vrea să ne gândim că această putere a întunericului nu este un lucru așa doar foarte, foarte normal, foarte dat la o parte poate, sau un lucru de neglijat. Este o realitate profundă, puterea întunericului. Cel rău își manifestă această putere în atâția oameni. Și chiar dacă noi nu vedem aceasta într-un mod așa de clar, totuși el își bate joc de atâția oameni și prin puterea aceasta întunericului îi târăște tot mai mult spre o moarte veșnică, departe de fața lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în dragostea și în bunătatea Lui, a îngăduit să nu mergem toți în pierzare veșnică. A îngăduit să ne pregătească un plan minunat și în Domnul Iisus Hristos, în Mântuitorul nostru. El a îngăduit să putem avea mântuire deplină de păcatele noastre. A îngăduit să putem veni înaintea Lui și să ne mărturisim păcatele. A îngăduit să îl trimită pe El în lumea aceasta, ca să moară pentru noi și, crezând în El, să putem avea viața veșnică. Să ne putem muta din această împărăția întunericului, din această împărăția celui rău, în împărăția lui Dumnezeu. Am găduit să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă deschideți împreună cu mine la Epistola către Efeseni, la capitolul 2, aș dori să citesc 5 versete care descriu oarecum această mutare pe care Dumnezeu o face în viața fiecărui om care vine la El. Mutarea din împărăția întunericului, de sub puterea întunericului, în împărăția lui Dumnezeu. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Slavă lui Dumnezeu pentru planul minunat pe care El l-a făcut în viețile noastre, prin faptul că ne-a smuls de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui, în împărăția Fiului dragostei Lui. Și din versetul 13, Apostolul Pavel ne lansează oarecum în descrierea frumuseții Domnului Iisus Hristos. Aș putea să spun că este un loc unic în Scriptură, acesta din primul capitol al Epistolei către Coloseni, în care vedem frumusețea Domnului Iisus Hristos, vedem împărăția Lui, vedem că El este un împărat, că El domnește peste toate lucrurile, toate au fost create prin puterea Lui. El are întâietatea în toate lucrurile, vom vedea în versetul 18. Și aș vrea în seara aceasta să ne oprim și să ne gândim mai mult la împărăția lui Dumnezeu și
la cum arată un om ceresc sau un om care trăiește în această împărăție, un om care este condus cu adevărat de împăratul care este Domnul Iisus Hristos. Am observat că în cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, apare aproape de 100 de ori cuvântul împărăție sau se face referire la împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Și m-am gândit că putem citi așa multe cărți, putem lectura așa multe cărți, cu siguranță cărți creștine, cu siguranță învățăm multe lucruri bune, dar dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu, ne putem zidi cu adevărat sufletește și putem învăța atâtea lucruri folositoare pentru viețile noastre. Și știți că fiecare evanghelist îl descrie pe Domnul Iisus într-un fel. Evanghelistul Matei îl descrie pe Domnul Iisus ca fiind împăratul și apare de foarte multe ori în pildele Domnului Iisus Hristos, care încep în felul următor. Și împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu, și după aceea continuă Domnul Iisus și spune, în funcție de pildă. Și aș vrea să facem așa o scurtă incursiune prin Evanghelia lui Matei și aș vrea să vedem, să conturăm portretul unui om ceresc sau cum arată un om care trăiește în această împărăție a lui Dumnezeu. Câteva atribute sau câteva caracteristici ale care îl caracterizează pe omul care trăiește în împărăția lui Dumnezeu, care este condus de Dumnezeu. Mai întâi, deschidem la capitolul 5 din Evanghelia după Matei. Și în versetul 3 găsim scris: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei săraci în duh. Mai întâi un om care este sub puterea lui Dumnezeu, care trăiește aproape de Dumnezeu, este sărac în duh. Probabil ne aducem aminte de tânărul bogat. În întâlnirea cu tânărul bogat a Domnului Iisus o putem găsi în capitolul 19 al Evangheliei după Matei. Și tânărul bogat era un tânăr deosebit, avea calități extraordinare, frumoase, era un om cucernic, încerca să-L caute pe Dumnezeu prin puterile lui, dar totuși nu era sărac în duh. Și găsim scris în versetul 23, Domnul Iisus, după ce tânărul bogat pleacă, întristat fiind de faptul că Domnul Iisus a spus că trebuie să vândă tot ce are, să dea săracilor, Domnul Iisus a spus, a nevoie vor intra bogați în împărăția cerurilor, mai ales ne este să treacă o cămilă prin urechile acului. Deci o primă caracteristică a omului ceresc este că e aceasta, sărăcia în duh sau smerenia. Apoi a doua, dacă deschidem la capitolul 6, la versetul 33, un om sărac în duh este un căutător al împărăției. Și găsim scris în versetul 33 al capitolului 6, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și versetul acesta este în contextul în care Domnul Iisus vorbește noroadelor despre faptul că nu trebuie să se îngrijoreze. Dumnezeu le pregătește toate lucrurile. Se vorbește despre crin, cum Dumnezeu îi îmbracă, despre păsările cerului, cum le îngrijește. Și se mai vorbește despre adevăratele comori. Și apoi, ca o concluzie, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da deasupra. Și un om care trăiește în împărăția lui Dumnezeu, un om ceresc, este un om care nu se îngrijorează de lucrurile vieții acesteia, ci și are nădejdea în Domnul Iisus Hristos. Îl caută pe El, un căutător al împărăției lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, în capitolul 10, la versetul 7, vedem împrejurarea în care Domnul Iisus îi trimite pe cei 12 apostoli să vestească Evanghelia celor care erau în Israel, neamurilor. Și în versetul 7 spune: pe drum propovădui și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Și dacă ne aducem aminte, în studiul nostru din Faptele Apostolilor, de curând am studiat cartea aceasta, în versetul 4, în capitolul 4, la versetul 20, atunci când apostolii sunt înfățișați înaintea dregătorilor sau mai marilor preoți și sunt trași la răspundere, de ce vestesc Evanghelia și de ce au adus așa mulți oameni la Domnul Iisus Hristos? Și ei răspund în felul următor: noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.
Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut, ce am auzit. Și o altă caracteristică a omului ceresc, a omului care face parte din împărăția lui Dumnezeu, este aceea că el nu poate să nu vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Nu poate să nu-L vestească pe Domnul Iisus Hristos, să-L propovăduiască pe el semenilor care nu sunt întorși la Dumnezeu. Și învățătura aceasta pe care Domnul Iisus o dă ucenicilor, să meargă să vestească împărăția lui Dumnezeu, care este aproape. Și însuși Domnul Iisus Hristos spune în capitolul 4 al acestei Evanghelii, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și învățăm și noi, ca și creștini, că trebuie să fim un exemplu pentru colegii noștri, pentru colegii noștri de serviciu, de școală. Trebuie să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu, trebuie să propovăduim Evanghelia împărăției, trebuie să fim un exemplu pentru toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Apoi, găsim în capitolul 13 o altă caracteristică a omului ceresc sau omului care face parte din împărăția lui Dumnezeu. La versetul 44, voi citi trei versete. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Din aceasta înțelegem că un om care face parte din împărăția lui Dumnezeu, un căutător al împărăției, un om care este evlavios și care trăiește aproape de Dumnezeu, este plin de pasiune. Vedem din versetele acestea că acela care găsește împărăția lui Dumnezeu vinde tot ce are, cumpără comoara aceasta, este neprețuită pentru el, ar da orice lucru din viața aceasta ca să o câștige. Și așa trebuie să fim și noi, ca și creștini. Dacă Îl avem pe Domnul Iisus Hristos, dăm la o parte orice lucru care poate reprezenta o plăcere sau un lucru bun în viața aceasta și căutăm să Îl cunoaștem pe El tot mai mult, căutăm să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, tot în capitolul 13, următorul verset, 47, Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vasă ce este bun și arunc afară ce este rău. Din aceasta am putea înțelege că omul care face parte din împărăția lui Dumnezeu caută mereu să se sfințească, să arunce afară lucrurile rele, lucrurile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, să le dea la o parte, să înlăture orice păcat, să se sfințească, pentru că Dumnezeu așa spune, sfințiți-vă, pentru că eu însumi sunt sfânt. Și lucrul acesta trebuie să-l caute fiecare credincios care mărturisește că îl cunoaște pe Dumnezeu și care face parte din împărăția cerurilor. Apoi în capitolul 18, la versetul 3 și 4, găsim scris, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. O altă caracteristică a omului care este aproape de Dumnezeu și care îl are pe Dumnezeu în inima lui este că el este ca un copilaș. Este smerit și îi privește pe toți ceilalți mai presus de el însuși, așa cum spune și în Filipeni, în capitolul 2, la versetul 3. Fiecare să privească pe celălalt mai presus de el însuși. Trebuie să ne facem ca un copilaș ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, așa cum spune și Domnul Iisus. Apoi o altă caracteristică, tot în capitolul 18, a omului care este aproape de Dumnezeu și care trăiește în împărăția lui, găsim la versetul în capitolul 18, la versetul 21, atunci când Petru se înfățișează înaintea Domnului Iisus Hristos și găsim scris, atunci Petru s-a apropiat de el, de Domnul Iisus și a zis, Doamne, de câte ori să ierd pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și apoi este pilda aceasta a robului nemilostiv. Și spune în continuare Domnul Iisus, de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat și continuă. O altă caracteristică așadar a omului ceresc, a omului care trăiește o viață în ascultare și în supunere de Dumnezeu, care trăiește în împărăția lui Dumnezeu,
este tocmai aceasta, că El iartă pe cel care îi greșește. Nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7. Adică este o iertare necondiționată, așa cum spune și în 1 Corinteni, tot Apostolul Pavel la, în 1 Corinteni capitolul 13. Dragostea acoperă totul. La fel, dacă iertăm, trebuie să acoperim totul, nu doar să iertăm, ci să și uităm. Și apoi, o altă pildă, dacă deschidem la capitolul 25, tot din Matei. Pilda celor 10 fecioare. Și Domnul Iisus vorbește și începe să le spună această pildă. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Și cunoaștem pilda. La final concluzionează. Vegheați dar căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Un om care face parte din împărăția lui Dumnezeu trebuie și știe să vegheze, știe să-L aștepte pe Domnul Iisus. Știe că în orice clipă Domnul Iisus poate să vină și să ne răpească. Știe că trebuie să aibă candela aprinsă, să fie întotdeauna pregătit să-L întâmpine pe mirele, pe Domnul Iisus Hristos. O altă caracteristică a omului ceresc este că e plin de râvnă în a aduce roade. Și găsim scris tot în capitolul 25, la versetul 14, pilda talanților. Și în cuvântul lui Dumnezeu știm că fiecare, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia cât un talent și fiecare dintre noi, dacă am primit acest talent după ce ne-am întors la Dumnezeu sau acest dar, talent, avem responsabilitatea de a-l folosi pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, nu pentru a-l irosi sau a-l îngropa așa cum ne este scris în pildă, că a făcut acel rob fără judecată. Trebuie să folosim talentul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru împărăția lui Dumnezeu. Așadar, omul care este ceresc este plin de râvnă în a aduce roade vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Apoi în Matei, tot în capitolul 25, Domnul Iisus ne vorbește în paragraful următor despre judecata viitoare. Și aș vrea să citesc câteva versete, de la începând cu versetul 34. Atunci împăratul va zice, împăratul fiind Domnul Iisus, va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiind sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul, Domnul Iisus le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Așadar, un om care face parte din împărăția lui Dumnezeu, un om ceresc, este plin de compasiune pentru ceilalți, gata să ajute și gata să fie de folos celor din jurul lui. Un om plin de compasiune. Acum am mai găsit câteva versete în Evanghelia după Luca, la capitolul 17. Versetul 20 și 21. Fariseii au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, El a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Nu este o veste bună? Că împărăția lui Dumnezeu este chiar în lăuntrul nostru, în lăuntrul celor care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, toate caracteristicile omului ceresc, toate lucrurile acestea minunate pe care Duhul Sfânt le lucrează în viața noastră, le lucrează în lăuntrul nostru, împărăția Lui este în lăuntrul nostru. Și lucrurile acestea ar trebui să vadă și în afară, nu doar în lăuntru. Dacă facem parte din împărăția Lui Dumnezeu, împărăția Lui este în lăuntrul nostru, gândul nostru este îndreptat spre El și lucrul acesta nu are cum să nu se vadă și în afară. Cei din jurul nostru vor vedea că gândurile noastre, aspirațiile și tot ceea ce suntem noi este îndreptat spre El, este îndreptat spre Domnul Iisus Hristos, pentru că înăuntrul nostru locuiește El, împăratul nostru, împărăția Lui. Și în Ioan ne aducem aminte, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 18, la versetul 36, Domnul Iisus se întâlnește cu Pilat. Înainte să moară pe dealul Golgotei, să fie răstignit,
Pilat îl judecă pe Domnul Iisus Hristos și îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul Iisus îi răspunde mai departe, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. El era împăratul, el venise pe pământul acesta să ne mântuiască, să ne răscumpere, să ne mute din împărăția întunericului, împărăția lui Dumnezeu, dar împărăția lui nu era din lumea aceasta. Și așa ar trebui și noi, cei care facem parte din împărăția lui Dumnezeu, noi care suntem oameni cerești, așa cum spuneam, oameni care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, ar trebui ca gândul nostru să fie mereu îndreptat spre cer, pentru că împărăția noastră nu este din lumea aceasta. Dacă ne găsim plăcerea în lucrurile acestea de pe pământ, atunci împărăția noastră este aici, pe pământ, nu este în cer. Dacă mărturisim că împărăția noastră este în ceruri, acolo la Dumnezeu, atunci și faptele noastre ar trebui să arate acest lucru. Domnul Iisus a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și în încheiere aș vrea să spun două întâmplări adevărate, ilustrate de autorul cărții Nu-ți irosi viața, John Piper. Mi-aduc aminte că vorbea despre două feluri de viață, o viață irosită și o viață care nu este irosită. Și dădea două exemple. Și la exemplul cu viața care nu este irosită, vorbea despre două bătrâne misionare, două surori care toată viața lor l-au slujit pe Domnul Iisus Hristos. Au fost misionare în Camerun, unde au dus Evanghelia celor care erau acolo și care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și toată viața lor a avut acest scop, viața lor a avut acest scop, să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos. Și ajunseseră la vârsta de 80 de ani și au murit într-un accident de mașină. N-au mai ținut frânele și mașina s-a rostogolit în prăpaste și amândouă au murit pe loc. Și spunea autorul, John Piper, spunea, întreba, credeți că viața asta a fost o viață irosită? Și continua, vă spun că nu a fost o viață irosită. Și am să vă spun ce înseamnă o viață irosită. Și apoi spunea întâmplarea următoare, despre doi bătrâni, la fel bătrâni, care erau pensionari, au ieșit cu 5 ani înainte la pensie și erau în America, într-un stat foarte bogat și toată viața lor au avut dorința să-și cumpere un vas de croazieră. Și toată viața lor au visat la lucrul ăsta. Și, mă rog, au ieșit cu 5 ani mai devreme la pensie și și-au împlinit visul acesta. Și-au cumpărat un vas și toată ziua pescuiau și culegeau scoici pe malul mării. Și asta era preocuparea lor de fiecare zi. Și spunea John Piper, asta este o viață irosită. Asta în care ești fără Dumnezeu și te preocupi cu lucrurile și cu plăcerile lumii acesteia, cu lucrurile la care visezi atât de mult. Și am spus aceasta pentru că mă gândesc că un om care este ceresc, un om care îl are pe Dumnezeu, nu-și irosește viața, nu culege scoici, nu culege lucruri care după moarte nu vor mai avea nicio valoare. Spunea John Piper, cum se vor înfățișa acești bătrâni înaintea scaunului de judecată al Domnului Iisus Hristos? Ce vor spune? Doamne, iată scoicele, astea le-am adunat. Ce vor spune? Nu vor avea nimic de spus. O viață trăită cu adevărat în prezența lui Dumnezeu și o viață de om ceresc, o viață aproape de Dumnezeu, este viața în care îl slujim pe El, plin de râvnă, în care îl onorăm pe El prin trăirea noastră. Aceasta este o viață curată. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să căutăm împărăția lui Dumnezeu, să căutăm să-i fim plăcuți, să căutăm neprihănirea Lui, să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos, să căutăm să-i fim plăcuți în toate lucrurile, să căutăm ca El să ia chip în noi și prin puterea Duhului Sfânt să putem fi un exemplu și pentru ceilalți. Amin. Amin.